doresc ca în câteva luni să finalizăm detaliile de la cele blocuri, plus racordurile la utilități, astfel încât, așa cum am spus, să facem primele repartiții pentru locuitorii din centrul vechi. Va fi prima repartiție până la sfârșitul anului sau? Așa îmi doresc, termenul pe care îl avansez este și în legătură cu ceea ce face constructorul, cât de repede se mișcă și cum sunt finalizate lucrurile. Da. Eu îmi doresc acest lucru și în momentul în care voi face primele repartiții, cu siguranță vă voi anunța. Aveți ceva cereri? Sunt făcută, că știu 14-15 cereri la primărie pentru cei care și-au exprimat intenția să se mute în noile locuințe și care locuiesc în acest moment în centrul istoric al municipiului Botoșani. Câte școli veți finaliza până începe anul școlar, din cele care sunt în reabilitare acum? Noi ne dorim să le finalizăm pe toate, astfel încât să avem condiții de condiții pentru copiii noștri. Dar nu se va întâmpla acest lucru, trebuie să fim realiști, pentru că termenele de execuție sunt de 12 luni de zile, dar avem câteva situații de lăudat, unde constructorul are lucrările devansate față de graficul asumat. Și aici am mai comunicat în legătură cu școala 7, de exemplu, școala 11, la școala 10 se lucrează foarte bine, dar împreună cu directorii și cu reprezentanții inspectoratului școlar județean, sunt convins că vom găsi condițiile cele mai bune, astfel încât să nu perturbăm foarte tare acest proces de învățământ, să fim cu elevii în unele corpuri sau în unele etaje care vor fi finalizate. Dar, așa cum am zis și la început, trebuie să facem cu toții un efort, atât copiii, cât și părinții, cât și cadrele didactice, pentru că, în final, vom avea școli moderne cu dotările necesare. Dotări care sunt în licitație în acest moment, atât pentru mobilier, cât și pentru echipamentele IT. Avem licitațiile pe SICAP cu valori foarte mari, și vom avea cu adevărat școli noi în municipiul Botoșani, după o perioadă în care nu s-a investit aproape deloc. Avem la școala 7 o construcție din anii 70, care nu a fost reabilitată. S-au făcut doar cârpei și acum am avut această oportunitate pe care am speculat. Când ai drumul în zona de abonament de la Versant cu acea? Când vor fi gata lucrările. Adică, spuneați în campanie că luna, două au trecut deja? În acest an, până la sfârșitul anului vor fi finalizate lucrurile. Au fost ceva dotări, o să vă mai invit. A fost și o perioadă a concediilor în care poate am comunicat mai puțin, dar constructorul a fost în șantier, vă pot confirma acest lucru. Au venit dotările pentru spațiile de joacă, s-au făcut plantări pe versantul Pacea. Investiția, nu știu, un procent la cât e dusă? Cred că este peste 80% în acest moment. Ați reușit încheierea unui parteneriat cu CNR pentru cei 3 km de la Lucăun până la... Nu am niciun semnal pozitiv în acest moment, din cauza unei lipse de finanțări pentru secția de drumuri naționale și am mai așteptat o perioadă de timp, tocmai pentru a nu consuma resursele limitate din bugetul local pentru această investiție. În ultimă instanță vom ataca acest segment de drum cu bani din bugetul local și vom scoate dalele de tramvai și din zona industrială. Legat de strada Grăinice, de care vă întrebam mai devreme, ce s-a întâmplat de ea? A fost partea asfaltul turnat în urmă cu două? Eu vă spun la modul general. Când sunt probleme în municipiul Botoșani, primul vinovat asupra căruia ne îndreptăm atenția este Nova Apaser. Niciodată nu pică drumurile, pentru că sunt surpări din cauza terasamentului. Cu siguranță este o conductă care este degradată, care s-a surpat, care s-a colmatat și așa mai departe. Și acolo, pe strada la care faceți dumneavoastră referire, este același lucru. Același lucru este în municipiul Botoșani, unde vedeți pe strada Octavonicescu, vă dau un exemplu. Bineînțeles că este o problemă de la Nova Apaser. Ați văzut că am avut ghinionul să intervenim pe străzile pe care abia le-am asfaltat, pe strada Sucevei, pe strada Primăverii, din cauza cui? Din cauza societății Nova Apaser, care a avut avarie. Și este foarte simplu. Ce le-ai făcut în cauza asta? Eu nu pot să mai stau după această companie, să nu asfaltez străzile din municipiul Botoșani, de la periferie, în ideea că vor face investiții într-un orizont de timp îndepărtat, pentru că oamenii nu mai au răbdare. Sau cum spunea un scriitor, timpul nu mai are răbdare cu noi. Nu pot să stau după Nova Apaser. Și atunci facem aceste lucrări și acolo unde mai sunt intervenții punctuale, pentru că în Quartalul 1, unde au fost de asemenea probleme, am asfaltat kilometri întregi de drum. Ei,
problema a fost într-o zonă de câțiva metri pătrați. Nu este atât de grav. Și acolo pe grănicer va interveni constructorul să repare sau care? Colaborare destul de defectuoasă între constructor și Nova Paseu, pentru că și în Quartalul 3 este o discuție interminabilă cu cine este vinovat. De ce a cedat conducta, că a intervenit un utilaj greu, de ce nu a intervenit Nova Apaserv și încercăm să mediem aceste lucruri astfel încât să mergem mai departe cu lucrurile. Mai repară Nova Apaserv cu sprijinul constructorului ca să tragă o concluzie. Ce noutăți mai aveți despre teatru? Ce puteți să mai spuneți? Se lucrează și ne apropiem de finalizarea acestei investiții. Primesc informări din partea constructorului. Acum lucrează la finisaje, la sala de spectacol care a mai rămas de realizat, dar cel mai bine veți vedea cu ochii noastre că o să programez o vizită, să mergem cu toți acolo. După ploile torențiale de duminica trecută, știu că guvernul asigura ceva despăgubiri. Dumneavoastră nu ați accesat acele despăgubiri, nu v-ați adresat respectiv prefectului. Am făcut solicitare prin cadrul colegilor noștri de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, în situația precedentă. Sumele le primim doar pentru aducerea străzii la stadiul la care era și am avut stări degradate, cum scrieți dumneavoastră în ziarul pe care îl reprezentați astăzi și unde stă un coleg al dumneavoastră, știu foarte bine situația, ne-a luptat să obținem finanțare pentru strada Grigore Antipa, guvernul dă bani să punem înapoi piatră. Am abandonat această abordare și avem proiect tehnic, avem finanțare prin Angel Salini să asfaltăm strada Grigore Antipa. Dar bineînțeles că sunt o serie de discuții și probleme tot cu Nova Paserv, cu o stație de